Astrele își fac de cap în zodia Capricorn și nu ne iartă pe niciunul. Unde trebuie să avem grijă și unde să stăm liniștiți, aflăm în seara aceasta. A apărut o șunculiță, avem 2 sau 3 kg în plus, mai multe, dar vai, pentru vedete este o tragedie fără margini, așa că au soluții cât se poate de ciudate să scape de surplus. Despre ce este vorba, aflăm la Flash Monday. Raluca Podea este în bani, a câștigat procesul intentat lui Brigitte Pastramă pentru defăimare. Dacă vă mai amintiți, cele două s-au bătut pe nimeni altul decât Florin Pastramă, adjudecat până la urmă de Brigitte. Cu cei 10.000 de lei de care a cam scuturat-o pe Brighi, blonda are însă planuri mari. Pleacă în Turcia să se mai retușeze puțin. Raluca Podea intră în reparații capitale la început de an. Blonda a pus ceva șunculițe ca tot omul la mesele de sărbători și acum pleacă în Turcia să-și mai facă niște intervenții estetice. Are și cu ce, căci și-a umflat conturile considerabil cu cei 10.000 de lei pe care i-a încasat de la Brigitte Pastramă. Podea a dat-o în judecată pe rivala sa la inima lui Florin Pastramă, fostul ei iubit, pentru defăimare și a câștigat procesul. Adică Brighi a rămas cu Pastramă, iar Podea cu banii. E, nu, ba da, ce să crezi că am 8 kg în plus și deși nu frecventez acum o perioadă Turcia, am o prietenă care locuiește acolo și o pun să-mi aducă ba ceaiuri, ba fructe, ba mi-a deserturi, adică tot timpul mi-aduc de acolo prietenele. Cât de des mergeai așa două în Turcia? Păi depinde. Mergeam, cred că, o dată pe lună, dacă nu de doar pe lună. Acum o perioadă n-am mai fost, că am avut ceva treabă în București. În vacanțe sau că știu că te-ai și operat acolo, nu? Am fost și în vacanțe, m-am și operat, am și ceva prietene. Acum ai reușit 100 de îngrași, cred. Am reușit. Nu par. Am 8 kg plus, da. Mănânc dulce, sunt nebunită și nu pot să mă abțin. Dar am zis că acum, după sărbători, o să mă pun să slăbesc, că nu am cum. Și... O să-ți mai faci liposul? Lipo, mă mai modelez un pic. E bine, nu am exagerat niciodată, dar da, îmi place. Ce... Nu neapărat ce apare, dar ce simt că am nevoie, da, îmi fac. Cu sau fără intervenții, trebuie să recunoaștem că blonda arată beton. Nici n-ai zice că are un băiat de 15 ani acasă. Când vă vede lumea așa pe stradă, zice cineva că sunteți mamă și... Nu, îmi zice... Da, cum vă... Fiorul, frățiorul vrea ceva. Nu, este băiatul meu. Cum? Nu, cred că sunteți frați, nu sunt mamă și băiat. Dar cum te simți așa să ai o mamă așa frumoasă și te... Mă simt bine. Da, sunt mândră de el, mi-e dor să spun de perioada când el era mic, dar știi cum e, timpul trece foarte... Mai e puțin și o să-l pierd. Vine altă fată și ți-l ia. Da, nu știu, soacră mare. Mai impune piese, nu știu, cine cântă, Irina Loghi? Soacră mare, adică el e tot timpul pe genul glumeț și mă enervează. Timpul însă trece și uite așa se trezește Raluca noastră și cu Nora la ușă, nu? Să sperăm că nu e scântei între ele. Este foarte exigent în ceea ce constă partea feminină. Lui nu-i plac fetele mai, cum să spun, mai neliniștite cum sunt cele din ziua de astăzi și el cred că a văzut în mine că eu sunt un om liniștit și calm și atunci caută, exact cum ai spus și tu, un om care să se ghideze după mine. Acum ai o prietenă sau nu? E, are mai multe. Stai că îmi face... E la început. Îmi face semn, păi da, deja a început să vorbească la telefon o oră, două și îi spun, e prea mult, deci stai prea mult, nu e ok. Da, de ce n-ai tot din casă? Zodiile își fac de cap, iar încăpățânarea Capricornului se vede și se simte. Aflăm chiar acum ce avem de făcut să ne fie bine toată săptămâna. Începe rubrica Scrie în Stare. Bine v-am regăsit! Vești bune pentru voi! Marte și-a încheiat perioada de retrogradare în Gemeni. Acum este în mers direct și vă ajută să acționați. Să începeți lucruri noi, să demarați proiecte la care v-ați gândit și pe care le-ați revizuit în ultima vreme cât a fost retrograd. Mercur rămâne în continuare retrograd în această săptămână, dar vă ajută cumva să vă îmbunătățiți anumite planuri și chiar să fiți un pic mai atenți în viața voastră.
să ne bucurăm de planeta Marte, care a început mersul direct, și să acționăm cu încredere. Haideți să vedem atmosfera astrală a fiecărei zodii în parte. Berbec, aveți succes în negocierile voastre în această săptămână. Este important să discutați deschis cu partenerii voștri de muncă, de business și mai ales cu partenerii de cuplu. Sunt ceva răsturnat de situație, dar sunteți gata pentru orice ar putea să apară. Taur, o săptămână bună pe plan financiar. Sunteți convinși că ați luat decizia cea mai bună, tocmai de aceea porniți cu aplomb într-o direcție nouă, dar care sunteți convinși că o să vă aducă finanțe mai bune și venituri interesante. Gemeni, aveți voință, determinare și mult curaj pentru a vă îndeplini anumite obiective și pentru a face schimbări. Marte, în mers direct, vă ajută foarte mult în această săptămână să vă clarificați intențiile și să porniți la drum. Sunt ceva discuții în viața de cuplu, dar ascultați și veniți cu sugestii la final. Rac, aveți mai multă grijă cu sănătatea în aceste zile, vă implicați în multe proiecte și există posibilitatea să faceți ceva încurcături. Analizați un pic mai atent și viața de cuplu, deoarece sunt schimbări care urmează să se întâmple. Leu, vești bune pe sectorul social. Ieșiți mai mult și vă aventurați în tot felul de situații care vă aduc bucurie. În schimb, la locul de muncă, mai multă atenție, deoarece apar greșeli, erori care ar putea să vă coste. Fecioară, este o săptămână dinamică la locul de muncă, aveți inițiativă și mai mult curaj. În schimb, în dragoste, apar tot felul de probleme pe care nu mai știți cum să le gestionați. Poate că ar fi bine să cereți și părerea partenerului. Balanță, vă preocupați de anumite situații legate de casă, de familie sau poate de o proprietate la comun cu frații sau alte rude. Aveți și intenția de a călători și de a experimenta lucruri noi. Scorpion, în această săptămână sunteți un pic înclinați să exagerați. Nu exagerați, nu este cea mai bună soluție și nici nu puneți presiune pe voi sau pe ceilalți. Sunt schimbări, transformări. Atenție cu banii, bugetul, cheltuielile. Săgetător, o săptămână bună pe sectorul relațiilor. Relațiile voastre se îmbunătățesc. Aveți undă verde să cuceriți persoana dorită sau, de ce nu, potrivită. Și pot fi și schimbări bune pe zona financiară dacă vă dați voie să experimentați ceva nou. Capricorn, puțină ceață în viața voastră, în special pe sectorul sentimental, dar nici cu zona financiară nu stați pe roze. Însă, găsiți variante pentru a vă îmbunătăți toate sectoarele. Aruncați un ochi și pe zona sănătății, pentru că aveți nevoie de obiceiuri sănătoase, care să vă aducă energie să puteți rezolva celelalte lucruri. Vărsător, în această săptămână treceți prin tot felul de situații și apar conștientizări neașteptate. Vă mirați și voi de unde vă vin anumite idei și sunteți super creativi și știți să folosiți tot ce se întâmplă în viața voastră în folosul vostru, chiar și o situație neplăcută. Pești, sunteți un pic dezamăgiți de anumite persoane din anturaj, poate că lucrurile nu au ieșit chiar așa cum v-ați dorit și sunteți, de ce nu, retrași sau doriți să vă retrageți pentru a analiza mai bine ce se întâmplă. Atenție un pic și în viața de cuplu, dar și cu cheltuielile. Gemenii au o săptămână bună. Marte în mers direct vă ajută să acționați, să aveți claritate, energie bună și determinare. În schimb, capricornii, Mercur este retrograd în semnul vostru, să aveți mai multă grijă, pentru că sunt multe lucruri de rezolvat, de îmbunătățit. Dragii mei, să aveți o săptămână magică, cu stele norocoase! Și acum e gata, eu sunt gata, pregătită, îl iau pe Cornel telepatic și plecăm în Scoția. Dintotdeauna mi-am dorit să ajung la premiile BAFTA și iată că se întâmplă chiar acum. Dar oare rochea o fi bună? Mai bine tragem un ochi la vedete și vedem cum s-au pregătit. Da,
doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, așa da, așa nu, prezent la datorie, alături de invitata mea din această seară, Isabela Teodor, fashion designer. Bună seara! Bună seara! Unde mergi tu cu acel animal print? Vrei să te pregătești de un safari? Unde vrei să mă duci, da? Chiar și la safari. Păi, nu știu dacă ești chiar potrivită pentru a merge în Scoția, dar la safari sigur ești potrivită. Zici? Dar astăzi o să mergem în Scoția. Bine, mergem unde vrei tu. Exact, cum vă spuneam, destinația de astăzi este frumoasa Scoție, mai exact orașul Glasgow, unde avem bilet de aur pentru premiile BAFTA Scotland. Cele mai bune filme, jocuri și producții de televiziune produse în ultimul an în Scoția au fost premiate, iar nominalizații nu au întârziat să apară pe ecovorul roșu. Caitriona Balfi a primit o nominalizare la categoria de cea mai bună actriță de televiziune, dar fără succes. Primește în schimb un așadar pentru apariția de pe covorul roșu, o creță unui designer irlandez. Ce părere ai? Nu-mi displace rochia, cu toate că... Dar nici nu-ți place nici, totalitate. Da, nu-mi place. Repet, poate o problemă, să zic așa, în legătură cu ținuta raportată la eveniment. Aș vedea o minunată pentru street style, poate cu niște cizme tot ușor încrețite și ceva peste umeri, așa în mers, și genul ăla de fotografii în mișcare. Dar pentru genul ăsta de eveniment mi se pare că nu-i suficient de prețioasă. Din punctul meu de vedere, bretelele îi dau un aer prea casual. Repet, pentru genul ăsta de eveniment. Na, iar poșeta e... Deci primește așa? Da, din partea mea are așa, nu. Isis Hainsworth a fost una din invitatele acestei gale, iar pentru covorul roșu, Little Black Dress a fost alegerea ei vestimentară. Așa da sau așa nu? Prea simplu. Da, prea simplu. Deci, acum, faptul că a fost un zoom pe partea de chip, am observat accesoriile care deloc potrivite, nu sunt deloc potrivite, mult prea simpliste, prea de toată ziua sau nici măcar. Inclusiv proporția rochiei în partea de jos mi se pare nepotrivită. Aș fi ales cu siguranță o altă lungime, poate și partea de corset mai structurată, mai, you know, nu mă deranjează, cred că nici n-aș fi observat-o, sincer, din așa, în mulțime. Ea e drăguță, dar accesorizarea nu-i potrivită, lungimea, din nou, încălțările-s drăguțe, dar cu siguranță ar fi putut mai mult, cred eu. Și primește? Așa nu, din partea mea. În schimb, o să chem cu Saoirse Ronan, care s-a alăturat și a celebrităților invitate la acest eveniment, iar pentru covorul roșu a ales această rochie cu suprapuneri de materiale, cu aer gotic, feminin și asimetric în același timp. Da sau nu pentru alegerea vestimentară? Eu am în general o problemă cu nuanța aceasta purtată de o fetele blonde. Mi se pare că e extrem de potrivită sau mult, mult, mult mai potrivită pentru fetele cu părul închis la culoare. Cred că a încercat prin machiaj să aducă un contrast, dar nu mi se pare că îi se potrivește nici machiajul, nici coafiura. În regulă, la păr așa de scurt nu există enorm de multe variante, dar există întotdeauna extensiile. Da. Corect. Sunt de acord. Dar rochia per total nu-mi displace, însă nu-mi place pe ea. Din partea mea, așa nu, repet, din acest motiv, pentru ea nu cred că e potrivită rochia pe care a ales-o. Dar sunt de acord cu tine, nici mie nu-mi place, mi se pare mult prea simplistă, mă deranjează pretelele acelea subțiri acolo, aș fi vrut să văd ceva mai voluminos. Mi-a fi plăcut ca rochia să fie până în pământ și poate că am o fixație în această seară, dar mi-a fi plăcut să aibă un mini-tren acolo, pentru că ar fi primit un aer mult mai elegant. Așa este, atât de simplă, o rochie cu care poți să mergi la mall fără nici cea mai mică problemă, o rochie cu care poți să mergi la film sau la o premieră de film, fără să te zbați foarte mult.
mult acolo cum trebuie să arăt. Total nepotrivit alegerea din punctul meu de vedere. La păr, n-am ce să comentez. E bine realizat, machiajul se putea mai bine. Drept urmare, așa nu primește și din partea mea, dar asta este, se întâmplă și la case mai mari. Asta e, se întâmplă. În schimb, ție îți mulțumesc că ai fost alături de mine și abia aștept să ne revedem. Uite, data viitoare mergem în safari dacă vrei. Mulțumesc mult, mergem unde vrei. Perfect, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așadar și Anunț, aveți o seară exact cu următorii. A trecut și Revelionul, mesele au fost întinse, s-a gătit ca pentru un batalion și s-a mâncat până la un pas de 1-1-2. Ehe, dar n-a rămas nimeni fără repercursiuni. Nici o grijă că au vedetele trucuri de slăbit rapid. Le aflăm imediat după publicitate. Rămâneți alături de noi! Am revenit din publicitate și am o întrebare pentru voi. Cine nu vrea să slăbească peste noapte? Se poate așa ceva? Mai greuț, dar se poate dacă apelezi la trucuri minunate. Vedetele le-au încercat pe toate, până și șaturile de oțet care topesc șunculițele cât ai zice pește. Măi să fie, nu mai bine facem o cură cu murături? Cine nu și-ar dori un trup de sirenă? Cine nu și-ar dori un abdomen perfect, numai bun de etalat în public? Toată lumea și vedetele nu fac excepție. Despre Ivanka Trump se pot spune multe cuvinte de laudă, dar la capitolul perfecțiune trupească o sărim, cel puțin când apare în costum de baie. Îmbrăcată e altă poveste, ascunde orice imperfecțiune. Pare să că domnița Ivanka a sărit peste disciplină și a avut ceva de furcă cu abdomenul și cum nu i-a fost ușor să-l mențină plat și frumos, a cedat și s-a operat. Lady Gaga n-a fost ea vreo perfectă în materie de corp și nici nu a lăsat impresia că și-ar dori să fie top model. Însă la un moment dat părea că a pierdut lupta cu tonifierea, așa că a cerut și ea ajutor. Acum, altfel stă situația. Trupul artistei e din nou pe linia de plutire și iese mândră din casă, mai ales cu abdomenul frumos la vedere. Ce mai contează durerea când se poartă bluzele până sub sâni? Aceasta a fost multă vreme un caz fără speranță. La începutul anilor 2000, Britney Spears se confrunta cu depresie. Cariera era într-un declin aparent irreversibil. Devenise sclava fast food-urilor, iar asta s-a văzut imediat pe trupul ei. N-a renunțat la ținutele minuscule, care ar fi trebuit să atragă ochiul privitorului, iar asta i-a adus un val de critici. Șunculițele se revărsau valuri-valuri. Cele de pe abdomen erau de neprivit. Odată ce a început să-și revină din punct de vedere psihic, și-a dat seama că situația a scăpat de sub control și s-a apucat de sport la modul serios, dar a urcat și pe masa de operație. Acum se menține pe linia de plutire, iubește, vrea să-și reia concertele și sperăm să nu mai vedem la Ananghe vreodată. Analizăm cel mai elocvent model de așa nu. Nu spunem noi, ci vuiește presa pe acest subiect de ani și ani de zile. Donatella Versace e ahtiată după operațiile estetice. E foarte scurtă lista cu intervențiile ratate și pe ea nu se află abdominoplastia. Aceasta e bifată la făcute. Hai să ne mai redresăm privirea și să ne oprim la Demi Moore. Nu mai e la prima tinerețe, dar apariția ei e și acum răvășitoare. A devenit și ea sclava operațiilor estetice, dar nimeni nu o arată cu degetul. Des. Pare să că și vedeta a apelat la o rearanjare chirurgicală de trup și după 3 copii a făcut o abdominoplastie, o liposucție și o mărire de sân. Așa se face că acum poate apărea în costum de baie liniștită și nimeni nu rămâne șocat și nici n-are coșmaruri.
Și eu zic că până la urmă, cu o dietă adecvată și puțin sport, ne revenim cu siguranță la silueta dorită. Așa că spor să avem cu toții, doamnelor și domnilor. Rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție Flash Monden, doar la Prima TV. Pe curând!